pedí con mi fuerza al universo. Te escribí en un par de versos que mandé volando al cielo. Te pedí, te soñé y te amé sin conocerte. Mis abrazos te llamaban a un ladito de la cama. Te soñé, presentí cada día tu mirada, tu llegada. Me rendí ante el brillo de tu alma. Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba. Dan și Laima a venit pentru o scurtă demonstrație, mai multe lucruri puteți face la sală. Părerea mea ca bărbat este că dacă nu știi un pic de bachata, mai bine nu te prezinți. Bună dimineața! Neața! Un bărbat care nu știe bachata și nu-și rezervă măcar un an din viață să învețe, este un bărbat? Ar fi bine să încerce să învețe. Un bărbat care nu știe bachata este un bărbat... Pe jumătate! Bravo! Iată! Nu e greu, pasul de bază este super simplu, după care poți continua. Dansul mirilor ar putea fi bachata, deși oamenii se feresc de treaba asta și toată lumea merge pe tango sau pe, eu știu, celălăială. O să mergeți să ne reprezentați în Columbia? Da, vrem să mergem la mondiale în Columbia. O să încercăm să ajungem acolo. Ok, că e zborul lung. La ce v-ați calificat? La bachata No Cabaret în Columbia, o să fie pe data de 6 decembrie până pe 13, în Columbia, la Medellin. Unde știm cu toții că zice și Grasul XXL că vine de la Medellin. Mulțumim tare mult! Școala lor de dans poate fi găsită online. Dacă sunteți din zonă și vreți să învățați dansul mirilor, eu zic să băgați un ochi acolo. Luăm scurtă pauză!